Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Avem astăzi o sărbătoare, practic, o sărbătorim în avans cu o zi, Ziua Arhivelor Naționale, Ziua Arhivelor Gorjene. Avem ca invitat pe domnul profesor Ion Hobeanu, inspector principal în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, de asemenea și președintele Asociației Arhiviștilor Gorjeni, Alexandru Ștefulescu. Bun venit în emisiunea noastră! Bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră! Da, ne-am propus pe ideea că e o zi specială în viața arhiviștilor gorjeni și de fapt arhiviștilor din toată țara, să prefațăm sărbătoarea de mâine vorbind despre arhive, despre trecutul acestei activități la Gorj. Aveți chiar un album scos și, bineînțeles, despre o expoziție ținută și la Gorj, dar și în alte părți din țară, o să ne spuneți dumneavoastră mai multe despre ea, care a fost vernisată chiar în aceste zile. E vorba de documente legate de Primul Război Mondial, legăturile cu Franța, dar o să ne spuneți dumneavoastră mai multe. Dar haideți să începem cu să punctăm câteva din momentele importante din trecutul arhivelor gorjene și, bineînțeles, și din cele naționale. Înainte de a începe să vorbim despre arhivele gorjene, vreau să vă spun câteva lucruri despre începutul activității arhivistice în spațiul românesc. Înainte de aplicarea prevederilor regulamentului organic, avem de a face cu așa zisa arhivă la purtător, adică documentele se emiteau într-un singur exemplar, care se păstra la persoana beneficiară a acelui document. Nu exista un exemplar, o copie martor, care să se păstreze în arhivele instituției. Arhiva de instituție apare după aplicarea prevederilor regulamentului organic, adică de la 1 mai 1831. La această dată este înființată și instituția arhivelor statului, care trebuia să preia din teritoriu, deci în țara românească, arhivele create de către instituțiile administrative ale statului. E vorba de ocârmuiri, e vorba de tribunal, mă rog, la început judecătoria județului și după aceea devenit ulterior tribunal. În Moldova, situația este puțin diferită. Aplicarea regulamentului organic se face începând cu ianuarie 1832, deci un an mai târziu, aproape un an mai târziu. Dacă în țara românească arhivele intrau în structura marii dvornicii din lăuntru, adică a Ministerului de Interne din ziua de astăzi, în Moldova arhivele erau subordonate marii dvornicii a dreptății, adică Ministerului de Justiție. Ceea ce sărbăm noi, Ziua Arhivelor, este momentul din anul 1862, când în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, arhivele statului de la Iași și cele de la București se unesc și se înființează Direcția Generală a Arhivelor Statului, subordonată la început Ministerului Justiției, după care, pentru o perioadă destul de lungă de timp, a trecut la Ministerul Culturii, Educației și Cultelor, iar din anul 1951 a trecut din nou la Ministerul de Interne, unde se află și în prezent. Acum să vorbim despre arhivele gorjene. Cum vă spuneam, la început, arhiva creată de instituțiile de pe raza județului Gorj era trimisă la București, la Mănăstirea Văcărești. Acolo a fost primul sediu. Însă, observându-se că spațiul devine insuficient, este neîncăpător. Nici practic nu prea era să trimis la București. Nici practic nu era așa. S-a hotărât, a fost un proiect de lege, ca prin anii 1870 să se înființeze arhivele județene. Se pare că, deci, până în momentul de față este singura informație certă, se pare că din postul regat al României, așa, doar la Gorj a existat o astfel de arhivă funcțională. Deci la Gorj a existat o astfel de arhivă funcțională. Deci iată ce tradiție aveam. Pentru că prin încheierea 430 din
8 februarie 1873 se înființează această arhivă, iar în fondul arhivistic Protoieria județului Gorj există inventare prin care Protoieria a predat arhiva fostelor protoierii ale subocârmâirii plaselor și plaiurilor de la 1831 până la 1869. Deci există, în moment ce s-a făcut predarea, înseamnă că exista această, o instituție, da, exista deci o instituție să le care le-a predat, care le-a preluat. Da? Cercetând bugetul județului Gorj, se pare că această arhivă ar fi funcționat până undeva prin anii 1907. Deci este prevăzută o sumă pentru plata arhivarului județului. Deci este prevăzută... Deci aveam și un arhivar, da, al județului. Da, era și un arhivar al județului. După care, informațiile fiind lacunare, nu știm ce s-a întâmplat cu această arhivă. Cert este că pe Protoierie, deci nu mai avem arhiva dinainte de 1870. Deci documentele care le deținem noi în prezent încep cu anul 1870. E posibil să fi fost evacuată în Rusia în timpul Primului Război Mondial. Este posibil ca din neștiință, neglijență, reavoință să fi fost distrusă fiind recuperată hârtia. Deci nu știm exact ce Nu știm exact ce s-a întâmplat cu ea. Cert este că o perioadă de 40 de ani din istoria Gorjului a dispărut odată cu această arhivă a Gorjului. Poate să aibă legătură chiar cu Primul Război Mondial, da, deci poate să aibă puteau legătură și prin distrugerile care s-au produs inclusiv la Gorj să fie afectată? Da, există o lucrare a judecătorului Jacques Constantinescu, care a fost președintele comisiei care a inventariat, să spunem așa, pagubele produse de trupele germane în timpul ocupației, în care se menționează că au fost distruse și arhive, dar nu se spune ale căror instituții. Deci se spune că au fost distruse arhive. Prin asta se poate înțelege orice la un moment dat. Bun, depășim momentul acela de cumpănă pe undeva, da, sau prima perioada modernă a arhivelor, a început o perioadă contemporană, începând cu perioada interbelică, să înțelegem. Da. În perioada interbelică s-au înființat arhivele statului de la Craiova și instituțiile din județul Gorj erau subordonate, erau în raza de competență a acestei instituții din Craiova. La noi în Gorj, odată cu înființarea regiunii Gorj în anul 1951, se înființează și serviciul regional Gorj al arhivelor statului. Însă a funcționat pentru o perioadă foarte scurtă de timp sub acest nume, pentru că în 1952 regiunea Gorj este desființată, se unifică cu regiunea Dolj și se înființează regiunea Craiova, inițial devenită ulterior regiunea Oltenia. Și aici, la Târgu Jiu, rămâne o secție a serviciului regional de la Craiova, rămâne serviciul raional Gorj. Sub această denumire a funcționat până în anul 1968, când se reînființează județele și apare la Târgu Jiu filiala arhivelor statului. Iar din anul 1996 funcționează sub numele de Direcția Județeană Gorj a Arhivelor Naționale, până în anul 2009, când în urma restructurărilor se schimbă denumirea și funcționează ca Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Deci asta ar fi așa pe scurt istoricul. Da, o trecere în revistă a istoriei acestei instituții extrem de importantă atât în viața gorjenilor cât și în viața țării, chiar dacă, să spunem așa, părere de ziarist acum, e tratată puțin ca și genușereasă, adică nu știm, nu mai suntem conștienți foarte mulți dintre noi, și aici nu mă refer doar la autorități, de importanța documentului scris, documentului și pe hârtie, nu numai pe partea electronică, pentru că inclusiv de acele arhive încercați acum să le modernizați și să puneți pe suport electronic o parte dintre ele. Pentru acest trecut de la Gorj avem o carte apărută în urmă cu ceva timp, adică anul trecut, se numește Arhiva Gorjului la 140 de ani. De fapt, este un album de documente, da, și
cel mai bine despre acest album, având în vedere că ați lucrat direct la el, să selectați aceste documente, ni-l puteți prezenta dumneavoastră, ce cuprinde, mai ales că ea încă n-a ajuns în, nici în librării și cu, nici în biblioteci, ca, să spunem așa, cititorii să o poată găsi. O găsesc la arhive și în puține locuri deocamdată. Bănuiesc că în perioada deci noi, următoare... Noi am difuzat-o la bibliotecile principalul instituții de învățământ, la Biblioteca Județeană, la cu atât mai bine asta nu știam, da? Muzeului. Acest album a fost conceput ca să ilustreze acea istorie pe scurt pe care vi-am prezentat-o eu, prin selectarea unor documente reprezentative pentru diferite perioade. Începe cu instrucțiuni și inventare de arhivă din perioada regulamentară, continuă cu documente care atestă înființarea și existența acelei arhive a Gorjului, după care, pentru perioada interbelică, avem documente care se referă la mai mult la distrugeri decât la, la păstrări de, de documente și apoi sunt cele din arhiva proprie referitoare la schimbarea denumirii instituției. Da, e pomenit, spomenite și momentele mai puțin plăcute, să spunem așa, din istoria, din istoria Gorjului. Avem aici, am deschis întâmplător la un document din 13 februarie 1945, proces verbal prin care reprezentanții Comisiei Aliate de Control specifică că au preluat arhiva fostei direcții arhivelor statului Chișinău în cantitate de 253 de lăzi. Acest document, această copie, îl găsim la Comuna Bibești, din județul Gorj. Mai ales pentru perioada celui de-al doilea război mondial, trebuie să informăm pe telespectatorii noștri că județul Gorj a fost principala destinație pentru păstrarea arhivelor atât din Basarabia, dar cât și din România și poate că puțin dintre istorii știu că liceul Tudor era într-un moment ales ca fiind principalul loc de depozitare a arhivelor istorice centrale din București. Numai că în momentul când s-a venit să se vadă spațiu, s-a constatat că era un spital de zonă interioară și numai așa a ajuns arhivele istorice centrale în județul Vâlcea. Dar, deci inițial a fost ales Gorjul. Inițial a fost ales Gorjul, arhivele din arhivele statului din Iași au fost evacuate în comuna asta, în Săcelu, au fost păstrate în primăria comunei Săcelu și în câteva case din comuna Scoarță, precum și la Bărbătești. Și au fost evacuate și arhivele prefecturii din județul Bălți. Deci și cea de la Cernăuți au fost evacuate aici. Deci există astfel de mărturii. Da, există la nivelul arhivelor, aveți și câteva documente care mai greu s-ar plasa în județul Gorj sau nu se la început când le-ați descoperit dumneavoastră în arhivele cu un număr cu câțiva ani. Da. E vorba de acel protocol semnat înainte de 23 august 44 între principalii conducători. Există o copie în arhivele gorjene. Da. Sau chiar un original, n-am înțeles foarte bine. Era greu de explicat. Iată că putem avea o explicație de ce au ajuns unele documente din național, deci de la București sau de la Chișinău sau de la Cernăuți, au ajuns în județul Gorj. Păi, gândiți-vă că în timpul evenimentelor din august 1944, deci după 23 august, familia regală a venit în Gorj și este foarte natural să existe aceste documente pe aici, pentru că pe lângă familia regală trebuiau să existe și oameni politici cu care aceasta ținea legătura. Cum vă explicați totuși faptul că Gorjul, asta e o părere de istoric aș vrea, cum se face că Gorjul atunci, în anii celui de-al doilea război mondial și mai ales în perioada 1943-1944, nu numai că avem și arhivele, dar avem și tezaurul României la Tismana. De ce a fost preferat Gorjul? Din ce știți dumneavoastră? Sau ca o părere a unui istoric,
Cum de s-a aflat Gorjul în centrul acestor evenimente? În centrul acestor evenimente? Păi este normal. Dinspre est, deci dinspre Moldova, veneau rușii, veneau sovietici, veneau trupele sovietice care nu erau bine văzute. Transilvania, o bună parte, fusese cedată în urma dictatului de la Viena, iar în preajma Bucureștiului, fiind câmpurile petroliere, existau riscuri majore de bombardament și fiind și alte zone industriale. Gorjul, nefiind o zonă industrială, neavând o compoziție etnică, să spunem, care ar fi putut periclita liniștea, a fost preferat pentru asta, că nu s-a dus nici către graniță, județul Mehedinți, având orașul Turnu Severin mult mai dezvoltat decât Târgu Jiu, nici Craiova nu a fost preferată, fiind un centru comercial și industrial mai important decât Târgu Jiu. Și atunci... Da, astfel s-a întâmplat ca, spuneam, aici să se desfășoare, să fie depozitate, sau s-a încercat în cazul arhivelor să fie depozitate, și chiar cum spuneați, conducătorul statului de la 23, de fapt era conducător și înainte, dar nu avea puterea, da, regele Mihai să fie la Dobrița, în zona Dobrița și în zona Gorjului, timp de 3 săptămâni după 23 august 1944. De fapt, dacă ar fi să privim inclusiv perioada interbelică, Gorjul n-a fost întâmplător în mijlocul evenimentelor, să nu uităm că o lungă perioadă de timp, 1930, sfârșit de 33, 37 și chiar în 38, 39 l-am avut pe Gheorghe Tătărescu ca prim-ministru. Da. Deci un lucru extrem de important și poate și de aici importanța mai mare acordată Gorjului. Dar faptul că avem și aceste documente și multe altele, pentru că totuși arhivele gorjene, chiar dacă n-au nu știu ce documente spectaculoase, să zicem că cum ar putea să aibă Iașu sau Bucureștiu, fostele capitale și ale statelor feudale, să spunem așa, sau în perioada modernă, totuși sunt multe documente importante și în județul Gorj. Da, sunt foarte multe dintre ele se referă la istoria locală, însă eu am o teorie că există documente care se referă la istoria locală și care pot fi folosite foarte bine pentru a integra istoria locală în istoria națională și universală. Și vă pot da exemplu de integrarea unor documente de istorie locală în istoria universală. În anul pentru că de la Ștefulescu n-a prea mai încercat nimeni să facă acest lucru. În anul 1832, o cârmuire a județului Gorj și judecătoria, deci tribunalul județului Gorj, primesc ordin să facă o evidență cu persoanele care au primit bonuri de la armata rusă pentru produsele ce au fost folosite de această armată în timpul războiului ruso-turc din anul 1828-1829. Cu ocazia asta se face o listă și cu cei care au murit, care este situația familiei, unde au luptat, ce contribuție a avut fiecare sat. Au cărat fân, le-au dus lemne, au făcut poduri peste Dunăre, au dat panduri ca să păzească podurile și așa mai departe. Deci, până la urmă, este, dacă vreți, o participare directă la conflict. Deci nu numai rușii au făcut treaba asta, au făcut-o și ei. Un alt exemplu. În timpul evenimentelor din cel de-al doilea război mondial, în 44, cred, să nu greșesc, în comuna Bălești, au loc niște lupte aeriene între avioanele... Da, 44, da. Da, între avioane germane și avioane americane. În urma cărora un avion german s-a prăbușit. Asta mi-aduce aminte de o emisiune văzută pe postul național de televiziune, în care un american, încercând să reconstituie acțiunea de bombardament a fortărețelor americane asupra Ploieștiului, a ajuns să urmărească fiecare avion în parte ce s-a întâmplat cu el. Și la un moment dat, despre unul se știa că s-a prăbușit pe undeva, cam prin zona nu știu cărei comune. Și a ajuns acolo și n-a putut să afle din arhivele militare mare lucru și a ajuns și a aflat din arhiva bisericii că piloții au fost găsiți morți și sunt înmormântați nu știu unde. Și în felul acesta, istoricii militari americani au rezolvat un mister, pentru că nu știau ce s-a întâmplat cu acel avion.
Cu ocazia asta au fost găsite și niște resturi din fuselajul avionului, pentru care, mă rog, cei de la aviația americană au plătit foarte mult pentru că l-au dus la un muzeu, fiind piese originale al unui aparat care a luptat în cel de-al doilea război mondial. Deci se și pot. Americanii dau o importanță foarte mare acestor evenimente de istorie modernă și contemporană, că doar asta au. Mă rog, astea sunt câteva exemple minore. Deci și foarte, foarte interesante. Ele pot continua. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în timpul primului război mondial, că a fost Gojo sub ocupație timp de 2 ani de zile. Câte abuzuri s-au săvârșit, mă rog, rechiziții și așa mai departe, pe care armatele germane le-au folosit pentru front. Deci și asta este o contribuție. Gândiți-vă la un alt aspect. Înainte vreme, primăria orașului Târgu Jiu achiziționa prin licitație echipamente de ultimă generație pentru formațiunea de pompieri, pentru uzina electrică. Și gândiți-vă că sunt oferte făcute de firme importante din ziua de astăzi. Eu, ca istoric, aș fi tentat să le numesc, numai că CNA-ul, nu, eu nu sunt de acord cu treaba asta, interzice, mai ales că unele sunt funcționale și astăzi. Da, așa, aici, și gândiți-vă că sunt firme de electricitate și de electronice care, dacă le-a spune numele acum, zic ăștia că le fac reclamă și nu este bine. Dar există aceste documente în germană, în engleză, în franceză, le găsiți la noi. Inclusiv ofertă pentru iluminarea parcului de la Coloana Infinitului. Da, o firmă de renume, nu pot să-i spun numele, că asta este. Am înțeles. Apropo de această situație de integrare a istoriei, găsim în arhivele locale și în pagina specială pe care o au arhivele gorjene, o au în săptămânalul vertical, se a spomenit de-a lungul timpului, de exemplu, de ce s-a întâmplat cu ocupația rusească de după 1945 și ce ravagii a făcut ea în Gorj, adică acele liste de pagube pe care le-au făcut românii, apropo de Bălești și de alte zone. Deci, sunt momente din istorie care se pot scrie și pe baza documentelor din județul Gorj. Și de istorie națională, nu de istorie locală. Da, bineînțeles. Bine, și nu numai. Și nu numai, că marile evenimente petrecute pe plan național se reflectă și la nivel local. Cu siguranță. Ați fost foarte implicat în ultima perioadă în diversele evenimente organizate de autoritățile județene legate de Brâncuș și inclusiv la începutul acestei săptămâni, sărbătorirea momentului când a fost inaugurat ansamblul brâncușian. Înainte de a ne spune mai multe și despre acest eveniment despre care s-a vorbit, aș vrea să vă întreb un alt lucru, dacă vă este, adică sesizarea mea este corectă, și anume, s-au făcut eforturi mari în Gorj în ultimii ani pentru promovarea turismului, dar până anul acesta istoria părea o cerușireasă, adică nu s-a apăsat foarte mult pe pedala legată de istorie, deși avem, cum spuneam, avem o istorie locală extrem de bogată și de interesantă. Părerea mea este că anul acesta parcă a fost redescoperit Gorjul istoric, practic, cu diversele evenimente și nu mă refer doar la chestiile legate de Brâncuș. Cum vi se pare, mai ales că ați fost implicat în, spuneam, în evenimente da, mai mult decât. Am fost implicat împreună cu instituția la care lucrez. În primul rând, este vorba de un eveniment care de marcarea celor 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial, care nu este numai un eveniment pe plan local sau național, ci este ceva de anvergură mondială, aș putea spune. Și tocmai de aceea și România s-a înscris în acest efort. Instituția... Mai degrabă noi ne-am înscris și inclusiv Gorjul, datorită că am participat la Marea Conflagrație Mondială, deși România are evenimente începând cu 1916, deci practic noi sărbătorim peste 2 ani. Noi sărbătorim centenarul. Peste 2 ani, însă este foarte adevărat că atunci când a izbucnit primul război mondial, noi aveam o alianță cu puterile centrale și cu toate acestea clasa politică a optat pentru neutralitate. Da, pentru neutralitate.
toată perioada aceasta din 1914 până la intrarea în război în 1916, România a fost scurtată atât de o tabără cât și de cealaltă, sperând ca în felul acesta să se încline balanța într-o parte sau în alta. Și tocmai de aceea, în acest efort general, să știți că au fost implicate atât autoritățile locale, cât și alte instituții, vorba de arhive, muzeu, militar, muzeele locale și cele naționale din țară, dar au colaborat cu ambasade din Franța, cum avem și, am avut și o expoziție. Da, o să prezint acest afiș, este pe fond alb, asta este, se vede puțin mai greu la cameră, dar francezi și români în primul război mondial. Da. Ce ne puteți spune despre această expoziție care a fost vernisată săptămâna trecută? Noi am prezentat, Săptămânal Vertical a prezentat câteva amănunte despre această expoziție, dar trebuie să vorbim și pentru telespectatori. Așa. Înainte de a ajunge la expoziție, m-ați întrebat de participare. A fost comemorat un moment odată legat de lupta de la Podul Jiului, deci pe 27 octombrie este ziua când a avut loc bătălia de la Podul Jiului în anul 1916. În 1938 a fost ziua în care a fost inaugurat ansamblul monumental din Târgu Jiu. Este vorba de coloana recunoștinței fără de sfârșit, așa cum figurează ea în documentele epocii, de portalul de piatră, e vorba de Poarta Sărutului și de Masa Tăcerii, și nu numai despre acestea, pentru că puțină lume știe, în momentul când a fost făcută coloana recunoștinței fără de sfârșit și portalul, principala cerere a Ligii Naționale a Femeilor Gorjene a fost ca primăria să facă o cale a eroilor prin prelungirea străzii Săftuiu și alinierea acesteia, și au fost expropriate anumite persoane, s-au plătit despăgubiri, mă rog, s-au întâmpinat și unele dificultăți, însă avem calea eroilor din ziua de astăzi, care împreună cu biserica și cu cele trei sculpturi monumentale formează întreg ansamblu, deci nu numai masa, poarta, coloana, aleea scaunelor. Este extrem de interesant. Așa, ideea. Și biserica, inclusiv biserica, este inclusă în acest ansamblu. Deci totul a fost conceput ca un for pentru toți cei care s-au jertfit pentru apărarea țării, pentru apărarea familiilor, pământurilor lor. Și nu numai gorjeni, deci pentru toți din țară, pentru că la un moment dat toată țara se umpluse de vulturi și așa mai departe, iar Gorjul a vrut să aibă ceva deosebit pentru asta. Și tocmai de aceea, pentru că nu este numai pentru eroii gorjeni, nu o să găsiți niciodată în acest ansamblu monumental dedicat eroilor, nu o să găsiți o listă cu cei care s-au jertfit, pentru că ar trebui să luăm lista cu toți eroii din toată țara. Și ar fi imposibil de făcut. De aceea nu o să găsiți niciodată... E vorba chiar de sute de mii de oameni morți de-a lungul mai multor războaie, dar în primul război mondial, victimele noastre se duc la câteva sute de mii. Și acum să trecem la expoziție. Deci, francezii și românii în primul război mondial este o expoziție elaborată de Arhivele Naționale împreună cu Ambasada Franței la București, cu alte instituții din Franța, cu Muzeul Militar Central sau Regele Ferdinand I, cum se numește în prezent, și tratează și se începe exact cu începutul primului război mondial și are câteva capitole. România în perioada de neutralitate, intrarea în război, reorganizarea armatei române, mă rog, luptele din Moldova, armistițiul de la Focșani, a doua mobilizare a armatei române, întregirea teritoriului național, războiul româno-ungar, pentru că puțină lume știe că după 1918, în anul 1919, România a avut lupte cu Ungaria bolșevică de data asta, cu trupele
regimului Belacun, care nu a recunoscut unirea Transilvaniei cu România și a atacat această provincie, fiind necesară intervenția armatei române. Și se termină, mă rog, cu tratatele de pace de la din sistemul Versailles și ultima dată cu încoronarea. Deci cam așa a fost concepută această expoziție. Sunt prezentate principalele personaje, să spunem, politice, culturale și militare din perioada respectivă, evenimente mai importante din de parcursul acestor ani. Ambasada ne-a înaintat-o în limba franceză cu o traducere în limba română. Expoziția a fost pentru o perioadă de timp la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu. Ieri am fost vizitați de o delegație din orașul Forbach din Franța și a fost la sediul nostru, fiind o expoziție care se referă la întreaga România, este o expoziție itinerantă și a mai fost înainte de a ajunge în județul nostru, în alte județe, iar astăzi șefa serviciului a trebuit să predea această expoziție la Alba Iulia, tocmai pentru ziua arhivelor și în numele dânsei îmi cer scuze că nu a putut să ajungă și să participe la emisiune, fiind în drum spre Târgu Jiu. Da, da, vreau să spun că am aici pe ce județe a fost, de la Constanța și Ialomița, a trecut prin București, Maramureș, a fost și la Cluj, a fost și la Bacău și Brașov și la Sibiu și urmează să mai meargă, deci ați vorbit de Alba, Arad, Satu Mare, Brăila și în luna decembrie va ajunge chiar în județul vecin, nouă județul Vâlcea. Da. Pentru că vorbeam de această expoziție, de fapt și Arhivele Naționale și-au făcut, și Arhivele Naționale filiala de la Gorj, și-au făcut un obicei de a găzdui asemenea expoziții, inclusiv această expoziție a fost dublată de o contribuție gorjeană. Da, despre ce este vorba? Contribuție gorjeană. Este vorba despre, deci noi am completat expoziția cu câteva panouri. Este vorba despre un panou care se referă la luptele de la Podul Jiului, care au avut loc la Podul Jiului și nu numai. E vorba despre prima și a doua bătălie de la Jiu. Un panou dedicat regimentului 18 Gorj, un altul dedicat eroilor gorjeni din primul război mondial, speț Victor Popescu și Ecaterina Teodoroiu, și cel de-al treilea cinstirii memorii eroilor, este vorba despre operele lui Brâncuș, despre ridicarea mauzoleului din centrul orașului pentru eroina noastră, pentru Ecaterina Teodoroiu. Da, sunt contribuții importante, mai ales că inclusiv această sărbătoare de la începutul săptămânii dedicată, cum spuneam, sărbătoririi 1938 2000, da, 76 de ani de la inaugurarea ansamblului monumental. A fost cumva anticipat tocmai datorită centenarului care e la de început de război al primului război mondial și faptul că eroii pe care îi, cum spuneați mai devreme, eroii pe care îi marca Constantin Brâncuș prin opera sa, au început pentru primul război mondial, dar au fost pentru eroii primului război mondial. Dar pentru că vorbeam de, iată, marile evenimente de la Gorj, marile evenimente istorice se leagă de numele lui Constantin Brâncuș. Da. De asemenea, arhivele gorjene păstrează câteva documente importante legate de Constantin Brâncuș, inclusiv actul de naștere. Da. Ce ne puteți să-i spune sau cum ar fi să valorificăm și din punct de vedere documentar această moștenire, chiar dacă este modestă, că nu sunt, să spunem așa, foarte multe documente legate de Constantin Brâncuș în arhivele gorjene. Dar există, să spunem așa, o bază de la care se poate pleca. Deci despre Constantin Brâncuș în arhivele de aici, de la noi, din Târgu Jiu, sunt puține documente, pentru că perioada de școlarizare a avut-o la Craiova și acolo se găsesc documente școlare și documente legate de începuturile activității sale artistice, se mai găsesc în colecții la București. La noi aici se păstrează
în fondul primăria orașului Târgu Jiu, documente legate de construirea ansamblului monumental de aici. E vorba de coloana recunoștinței fără de sfârșit și despre Marsa Tăcerii și Poarta Sărutului. Fiindcă aceste monumente au fost făcute prin grija și banii Ligii Naționale a Femeilor Gorjene, primăria orașului Târgu Jiu, primindu-le donație, a trebuit să amenajeze Calea Eroilor, așa cum și-a luat angajamentul, și parcul din jurul acestora. Și sunt mai multe documente legate de amenajarea parcurilor din jurul acestora, de valorificarea acestui ansamblu. Dar sunt și documente prin care, în anii 50, se încearcă demolarea. Este celebră încercarea de a smulge coloana infinitului cu un tractor. Și există acest document păstrat în arhivele. Ca și ideea, tot creață cu ghilimele de rigoare, ca în parcul de la coloană să se facă locuințe. Deci a existat o statul comunist, da. Prin conducerea de atunci au venit cu o asemenea idee. Da, au existat tot, deci felul tot de proiecte. Documente de arhivă, contribuții ale dumneavoastră și ale colegilor dumneavoastră în presa există, din ultimii există, ani. Dacă vreți, tot în perioada comunistă și decizia prin care se hotărăște înființarea casei memoriale. Deci există și așa ceva. Deci, cum să zic, de la o extremă la alta, deci de la arade totul de pe fața pământului până la al omagia. Deci, mă rog... Da, anii 50 au fost burghezi și toate celelalte îl condamnăm, anii 70 îl redescoperim, iar după 90, practic, e singurul nostru punct de reper din punct de vedere cultural, turistic sau de orice altă natură. Ne-a pus pe harta lumii, practic. Da, ne-a pus pe harta lumii și nu este singurul, sunt mai multe, însă trebuie valorificate și trebuie promovate. Și pentru asta ar trebui o strategie. Ei, și avem o strategie de promovare și acum mă refer din punct de vedere cultural. Avem o strategie de promovare turistică, cu siguranță. Da. Și chiar, iată, cum spuneam, parcă se redescopere și istoria ca argument pentru ce avem frumos aici în Gorj. Că avem și frumuseți naturale, dar iată, avem și o istorie care pornește din, să spunem așa, de pe vremea dacilor și romanilor. Eu aș spune chiar mai de timpuriu, gândiți-vă că la Baia de Fier a fost găsit un craniu de Homo sapiens fossilis care are aproape 40.000 de ani. Iar la Peștișani, în peștera Cioare din satul Boroșteni, s-au făcut determinări sporopolinice, deci de polen fosilizat, pentru a se stabili climatul vechi din epoca veche a pietrei, din Paleolitic, și a se face astfel racordarea la sistemele de, cum să vă zic eu, de datare din Europa Centrală. Și pentru asta Peștișanu este un punct foarte important pe harta arheologică, nu a României, ci pe harta arheologică a lumii. Pentru că întotdeauna când fac raportare la Paleoliticul din țara noastră, vor face raportare la climatul care exista în perioada respectivă, tocmai pe determinările din peștera de la Peștișani. Apropo de integrarea istoriei noastre în cea universală, în cea sau universal. În cea națională și europeană. Vorbim de implicarea istoriei, am invocat practic câteva momente importante din istoria Gorjului. Ele sunt cu siguranță mult mai multe, dar faptul că, iată, apare o carte, un album, Arhiva Gorjului la 140 de ani. Avem această expoziție, cealaltă despre care ați vorbit mai devreme, și multe alte evenimente pe parcursul unui an, deci practic aveți implicare în tot ce înseamnă eveniment cultural la nivelul județului Gorj, arată că rolul arhivelor, în cazul nostru arhivelor gorjene, dar în general rolul arhivelor este foarte important în viața cotidiană. Da, este foarte important și cred că pe lângă valoarea practică a documentelor care există acolo, arhivele trebuie să aibă și un rol educativ.
la fel cum ar trebui să aibă și muzeele. Deci nu trebuie să fie concepute ca și, numai ca sursă de venit. Dacă mi este permis să spun, am o simpatie pentru un anume stat, Coreea de Sud, și am văzut cum își promovează monumentele istorice. Deci acolo, în Coreea de Sud, toate muzeele sunt concepute ca și instituție de învățământ. Deci au inclusiv ateliere de arheologie practică, să spunem. Deci încearcă să reconstituie cu mijloace din perioada respectivă anumite meșteșuguri. Le păstrează vii. Dacă vă spun cam cât este intrarea la un astfel de muzeu, ziceți că, deci, la un muzeu național, intrarea este undeva în jur de un leu și 50 de bani. Cam așa este intrarea la un astfel de muzeu în Coreea. Și la noi s-ar putea face astfel de lucruri. Cu toate că ei au foarte multă tehnică modernă introdusă și cred, și au și incluse în circuitul, atenție, în circuitul turistic, inclusiv arhivele. Fiecare unitate de asta de arhivă are o expoziție care este vizitabilă. Deci nu, mă rog, este o altă concepție. Da, este... precizăm că e vorba de Coreea de Sud, Coreea de Sud. Ați spus asta, dar de asta am revenit, să nu cumva să zic că, bă, păi să confunde telespectatorul în Coreea de Nord, unde e un anumit tip de regim. Dar vreau să vă spun că avem și câteva mesaje. Da. Unul dintre ele vă întreabă despre arhivele, spune așa: domnule cercetător, arhivele gorjene pot fi găsite și pe internet? Pe internet, pe site-ul Arhivelor Naționale, există lista cu fondurile și colecțiile pe care le deținem și există postate și câteva inventare. Mai este de parcurs etapa de a transpune, să spunem, pe format electronic documentele. Există un program pilot la nivel național, Gorjul nu face parte însă din acest program, de informatizare a arhivelor. În județul vecin, în județul Vâlcea, există un astfel de program, nu știu exact care este stadiul, deci noi, nefiind incluși în acest program, posibil să fim din 2016-2017, deci peste un an, doi, o să fim instruiți și cu ocazia asta voi afla și eu mai multe despre programul respectiv. Deci, în momentul de față, nu este posibilă accesarea directă a documentelor de pe internet. Decât numai să știe lumea ce avem. Da, vă treaba cineva, putem cere copie după orice document de la arhive? Da, cu câteva condiții, să spunem așa. Dacă este pentru cercetare științifică și documentul respectiv întrunește condițiile prevăzute de lege, deci nu este clasificat, nu are restricție de dare în cercetare, se poate cere de pe orice document, dacă nu conține date cu caracter personal. Dacă îl folosim în scopuri practice, potrivit legii, ni se eliberează numai dacă suntem titular sau dacă se moștenim pe titularul respectiv, sau este acea a treia posibilitate, deținem un drept, să spunem, prevăzut în acel document. Deci numai în aceste trei situații, sau suntem împuternicitul cuiva. Deci asta este a patra posibilitate. Altfel nu se poate elibera. Da, cineva comentează că rolul arhivelor este profund negativ în dosarul retrocedărilor. Cu documente false se câștigă bunuri care n-au aparținut niciodată titularilor. Documente false. Deci asta n-apar la arhive, băi de gabă. Nu, sau asta sunt făcute după unele de arhivă. Deci ce se întâmplă cu documentele după ce le eliberăm noi, asta este altceva. Asta este altceva, dacă știe, se poate anunța parchetul. Deci nu asta e problema. Noi nu falsificăm documentele. Noi eliberăm copii și extrase și certificate după documentele pe care le deținem. Da. Și aceste originale pot fi puse oricând la dispoziția celor de la criminalistică să se constate dacă sunt falsificate sau nu. Asta este altceva. Deci. Da, un telespectator vă urează la mulți ani cu ocazia zilei mulțumim, arhivelor. Mulțumim. Cam acestea au fost în mare mesajele. Mai este un mesaj care nu poate fi citit. Deci cred că cineva a trimis fără să atașeze și mesajul. Deci nu e un mesaj gol. Dar revenind la această zi de sărbătoare a arhivelor, o sărbătoare, iată,
care se duce în istorie. E mai rotundă cifra la Gorj, e mai mare, mai importantă cifra la nivel național din timpul regulamentelor organice. Cum vedeți însă, având în vedere că conduce și o asociație arhiviștilor gorjeni, cum vedeți viitorul acestei instituții pe care o reprezentați astă seară, arhivele, Serviciul Arhivelor, Arhivele Naționale, și dacă documentul STIS, documentul pe suportul de hârtie, mai este necesar în vremea, în viața contemporană? Iată, ne întreba un telespectator dacă nu găsește pe internet, să nu mai simtă praful și mirosul acelor documente de zeci și sute de ani. Eu cred că instituția va avea un viitor, însă trebuie să ne adaptăm și noi vremurilor. Pentru că se observă că în curând documentul clasic se pare că va fi înlocuit până la urmă întru totul de documentul electronic, să spunem așa. Asta este marea provocare pentru arhivele nu numai din România, ci și din întreaga lume. Știu că la un moment dat cei din arhivele canadiene își puneau marea problemă a salvării unor site-uri. Și erau foarte încântați că reușiseră să salveze niște site-uri culturale la un anumit moment, pentru că aceste site-uri mereu își schimbă configurația. Însă toată lumea știe că internetul face parte din cotidian. Ori acest cotidian, dacă stăm să ne uităm la tendințele din istoriografia secolului trecut, dar și din perioada contemporană, începe să-i intereseze foarte mult pe cercetători. Toată lumea se întreabă cum era viața de zi cu zi în vremea lui Pericle sau, eu știu, în Pompei sau oriunde altundeva. Întotdeauna instituția trebuie să răspundă unor astfel de cerințe. Deci are o misiune ingrată, pentru că trebuie să valorizeze din timpul prezent evenimentul, ce importanță istorică va avea peste un anumit timp și trebuie să fie mereu în pas cu vremea. Este foarte dificil ar trebui să existe o strategie pentru formarea personalului, pentru că personalul în arhive se formează foarte, foarte, foarte greu. Vă zic așa, este o directivă a Consiliul Internațional al Arhivelor, care spune așa, că un arhivist bun se formează după cel puțin, după minimum, 7 ani de practică. Deci 7 ani de practică. Asta cu debutant, cu ce zicem noi așa ca funcționari publici, este și nu este valabil, că îl lași un an de zile. Sunt lucruri care se pot, care aparent sunt legale, par să fie perfecte din punct de vedere teoretic, dar da, se poate și greși. Da, cu siguranță însă această meserie e de viitor și de arhive va fi nevoie și în viitor. Pentru că, să zicem, internetul se închide odată la un moment dat dintr-un anumit motiv, tot vedem diverse filme cu asemenea scenarii și practic lumea rămâne paralizată, dar se pierde un imens tezaur, acele site-uri despre care vorbeați dumneavoastră. Ar fi multe altele de discutat, poate cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și vă mai așteptăm. Invitație. Veni cu plăcere oricând. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Am fost împreună cu domnul profesor Ion Hobeanu. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!